Salutare, tucsoniști! În acest filmuleț am să vă prezint o altă setare din meniul ascuns al unității și anume modul în care vor fi afișate intersecțiile. Practic, ecranul se va împărți în două. În stânga vedeți harta normal, iar în dreapta va fi afișată în detaliu intersecția și va fi indicat drumul care trebuie să-l urmați. Pentru aceasta, intrăm în meniul ascuns al navigației. Settings. System Info. De 5 ori în stânga, o dată în dreapta. Pare că nu vrea. Așa, în modul info, pe a treia pagină, Navi, Launch Navi Engineering Mode, Debug, este vorba de Intersection View. O activăm, ieșim din meniul ascuns. Practic, acum este activă. În filmulețul care urmează, puteți să vedeți o demonstrație a modului în care va fi afișată intersecția. Succes și drumuri sigure vă doresc! Salutare, tucsoniști! În filmarea de astăzi am să vă arăt cum puteți modifica navigația astfel încât în momentul în care alegeți o destinație să vă afișeze atât ruta cea mai scurtă cât și cea mai rapidă. În mod normal afișează doar una din ele, funcția de setări, cea mai rapidă sau cea mai scurtă. De exemplu, acum va afișa ruta cea mai rapidă. Starting route guidance. Dacă modific setarea, va afișa cea mai scurtă. Cea mai scurtă, dar pentru aceasta trebuie modificat de fiecare dată. Iată cum le putem vedea pe amândouă. Mai întâi trebuie să intrăm în meniul ascuns al navigației și anume All Menus, Settings, System Info. Iar aici, de 5 ori în stânga și o dată în dreapta. Mai încercăm.
Ok. Modul info. Pe pagina 3 din 4. Navi. Prima opțiune. Iar aici la destination. Pardon, la route. Activați multi route mode. On. Ieșim. Am revenit în sistemul navigației. Să vedem de data aceasta. De data aceasta putem alege ce rută dorim, cea mai scurtă, cea mai rapidă. Starting route guidance. Asta este. Succes și drumuri bune vă doresc!